numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Începem catehezele în timpul Sfânt al Adventului, ascultând mai întâi o lectură din cartea profetului Isaia. Ne așezăm. Citire din cartea profetului Isaia. Mângâiați, mângâiați-l pe poporul meu, spune Dumnezeul vostru. Vorbiți la inimă Ierusalimului și spuneți-i că suferința lui s-a terminat, că nelegiuirea sa a fost răscumpărată, pentru că a fost luat din mâna Domnului dublul pentru păcatele sale. Un glas strigă, în pustiu pregătiți calea Domnului, îndreptați în loc neumblat o cale pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal vor fi nivelate, ce este strâmb va fi îndreptat, iar ce este colțuros va fi netezit. Atunci se va descoperi gloria Domnului și toate făpturile o vor vedea împreună, căci gura Domnului a vorbit. Un glas zice, strigă, dar a răspuns, ce să strig? Orice făptură este ca iarba și toată frumusețea ei este ca floarea câmpului. Iarba se usucă, floarea se ofilește, pentru că Duhul Domnului suflă peste ele. Cu adevărat, poporul este ca iarba. Iarba se usucă, floarea se ofilește, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne pentru totdeauna. Suie-te pe un munte înalt, mesageră a Sionului. Ridică-ți cu putere glasul, mesageră a Ierusalimului. Ridică-l, nu te teme. Spune cetăților lui Iuda, iată Dumnezeul vostru. Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere și brațul lui stăpânește. Iată, răsplata lui este cu el și faptele sale sunt înaintea lui. Ca un păstor își va paște turma, cu brațul lui va aduna mieii și îi va ridica la pieptul său, iar pe cele care alăptează le va conduce cu grijă. Cuvântul Domnului. După ce am ascultat cuvântul lui Dumnezeu, nu întâmplător din profetul Isaia, veți vedea îndată, invocăm acum într-o rugăciune scurtă lumina și darurile Duhului Sfânt, pentru ca luminat și întăriți de Duhul Sfânt să putem parcurge toate aceste cateheze ca învățătură venită de la biserică pentru binele nostru sufletesc și trupesc. Dumnezeule, care prin luminarea Duhului Sfânt ai învățat inimile credincioșilor tăi, dă-ne, te rugăm, ca în același Duh să cunoaștem cele drepte și să ne bucurăm totdeauna de mângâierea Lui, prin Hristos, Domnul nostru. Maica Speranței, roagă-te pentru noi. Cu cenici părinți, iubiți credincioși, prezenți în seara aceasta în Biserica Sfânta Tereza Pruncului Iisus din Iași și iubiți credincioși care sunteți în comuniune directă cu noi prin intermediul RCS Media. Am început de câteva zile timpul liturgic al Adventului. Este un timp prin excelență al speranței, deoarece Domnul însuși vine ca să viziteze poporul său. Lecturile biblice pe care le ascultăm în toată perioada aceasta a Adventului și în special în prima parte, ne ajută să ne pregătim pentru această întâlnire personală a noastră
cu Iisus Hristos, care este Mântuitorul nostru, Mesia, cel așteptat de popoare. După cum știți, noul an liturgic în dieceza noastră de Iași este pus tocmai sub semnul speranței, al speranței creștine. În acest sens, am adresat tuturor catolicilor bisericii noastre locale o scrisoare pastorală, e drept mai lungă, intitulată sugestiv Împreună pe drumul speranței. Într-adevăr, în mijlocul încercărilor pe care le trăim acum, încercări pricinuite de acest virus ucigător, această pandemie, suntem chemați să primim speranța mântuirii, speranță care pentru noi creștinii are un nume precis și se scrie cu majusculă Hristos. El este speranța noastră. El este cel care a învins răul și ne-a deschis tuturor calea vieții. În scrisoarea pastorală amintită, în ultima parte, are trei părți. În partea a treia, am vorbit despre necesitatea ca toate parohiile diecezei noastre să devină mici și umile laboratoare ale speranței. Laboratoare, într-un laborator se lucrează, nu se stă degeaba. Iată de ce am ales să prezint aceste catecheze din Advent în diferite parohii. Și am început de la dumneavoastră, de aici, din Biserica Sfânta Tereza a Pruncului Iisus, din parohia cu același nume, din Iași. Și ea trebuie să devină un laborator al speranței. Sigur, datoria noastră este să ne străduim din răsputeri, să cultivăm mai întâi în noi speranța, pentru că apoi să o putem transmite, să o putem da și altora. Trebuie să fim purtători ai speranței în lumea în care trăim, lovită de această grea încercare, de această pandemie. Și aceste cateheze vor fi transmise în direct de fiecare dată, este o muncă în plus pentru RCS Media, dar le mulțumim și rugăm să facă jertfa aceasta de fiecare dată, și în Advent acum, și apoi în timpul postului mare, că sunt aceste două timpuri forte, le numim ale credinței noastre creștine. În cadrul catehezelor din timpul Adventului, cele patru cateheze, în acestea aș vrea să aprofundăm împreună cu dumneavoastră și cu toți cei care sunt în comuniune cu noi mesajele unor mărturisitori ai speranței care au trăit vremuri grele, cum trăim și noi astăzi, poate mai grele decât acestea în care trăim noi, dar care au reușit ca să păstreze aprinsă flacăra speranței în inimile lor, ca și în inimile celor din jurul lor. Să ne lăsăm conduși așadar de Domnul prin intermediul acestor mesageri ai speranței, ca să înțelegem mai bine ce înseamnă a spera cu adevărat. Știm, sunt cele trei virtuți teologale, credința, speranța și iubirea. Se vorbește foarte mult despre credință, mai puțin despre speranță, foarte mult despre iubire. Iată, vom avea anul acesta liturgic ocazie să vorbim mai mult despre speranță și ea, o virtute teologală, ne unește cu Dumnezeu, ne poartă cu gândul, cu ființa noastră spre Dumnezeu. El este speranța noastră cu majusculă. Astăzi mă voi opri
asupra profetului Isaia, marele profet al Adventului, marele mesager al speranței. În a doua cateheză mă voi opri asupra fericitului Anton Durcovici, un alt mesager al speranței, care a trăit și el în vremuri grele și știm că a murit în închisorile comuniste de la Sighetul Marmației, dar nu și-a pierdut speranța niciodată. A treia cateheză, vom vedea în a treia cateheză o altă figură a speranței, Ezechiel sau unul din ceilalți profeți ai Vechiului Legământ, noi putem oprinde pe toți. Și ultima cateheză din Advent, Preasfânta Fecioară Maria. Pe ea o numim Maica Speranței. Acum ne oprim asupra profetului Isaia, ca la un model de speranță pentru noi toți. Fragmentul pe care l-ați ascultat puțin mai înainte aparține celei de-a doua secțiune a cărții profetului Isaia din Vechiul Testament, pe care exegeții care se ocupă cu studiul Bibliei o numesc Deutero-Isaia. Este vorba despre un profet care a trăit în perioada exilului babilonic al poporului ales. Și ca să înțelegem mai bine, să vă prezint puțin contextul istoric în care a trăit profetul și a fost realmente un profet al speranței pentru poporul ales al lui Dumnezeu. Exilul poporului ales al lui Dumnezeu a fost un moment foarte greu, dramatic în istoria acestui popor ales. Atunci când poporul a pierdut practic totul, patria, libertatea, demnitatea și chiar încrederea în Dumnezeu. Cum vedem astăzi, în fața acestei situații dramatice a întregii omeniri, foarte mulți și-au pierdut încrederea în Dumnezeu. Deci vedeți o asemănare. În anul 587, templul, mărețul templu, fala poporului ales al lui Dumnezeu din Ierusalim a fost distrus. Și poporul, în majoritate, aproape deportați. Vă imaginați ce grea încercare, ce grea suferință pentru poporul ales al lui Dumnezeu. A fost un drum lung, străbătut pe jos, nu în condițiile de astăzi, pentru a ajunge într-o altă țară în care să trăiască practic o viață de sclav. A fost un moment cumplit în viața poporului căruia Dumnezeu i-a promis prosperitate, i-a promis binecuvântare și iată în ce situație grea ajunge acum, în exilul babilonic. În general, un popor deportat era de cele mai multe ori condamnat să dispară de pe fața pământului în timp. Poporul ales departe de casa, așadar, departe de mărețul templu care, vă spuneam, a fost distrus, de fapt, nu mai exista. Se simțea acum descurajat, peste măsură, abandonat chiar de Dumnezeu. Vedeți situația, contextul istoric în care profetul speranței, cum îl numim noi, Isaia, a trăit și a activat. El nu și-a pierdut speranța, ci a încercat să o mențină în poporul acesta greu încercat. Ce se întâmplă, parcă vedem pe izraeliți, meditând, gândindu-se? Ce se întâmplă cu alianța pe care Dumnezeu a încheiat-o cu noi? Este într-adevăr Dumnezeu acela care salvează și mântuiește pe oameni? Este El cu adevărat Domnul și Stăpânul istoriei? De ce a permis Dumnezeu deportarea aceasta și de ce nu intervine? Exact cum reacționează mulți oameni în situația grea în care ne aflăm acum. Care este mesajul profetului? Deci v-am prezentat contextul istoric. Ce mesaj de speranță aduce concret profetul Isaia?
Este un mesaj plin de speranță și de încredere, un mesaj de mângâiere, de alinare pentru popor. Iată câteva fragmente din profetul Isaia, din capitolul 41-43. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te înspăimânta, pentru că eu sunt Dumnezeul tău. Te voi întări, te voi ajuta și voi veni în sprijinul tău. 41:10. Nu te teme, pentru că eu te-am răscumpărat, te-am chemat pe nume, al meu ești tu. 43:1. Pentru că ești prețios în ochii mei, vrednic de cinste, și eu pe tine te iubesc. 43:4. Sau eu sunt cel care șterg greșelile tale de dragul meu și de păcatele tale nu-mi voi mai aduce aminte. Capitolul 43 cu versetul 25. Vedeți cuvinte, am dat numai câteva. Sunt cuvinte pe care Domnul le adresează prin profetul Isaia poporului aflat în mare încercare, dar ni le adresează și nouă celor de astăzi. În timpul Adventului se cântă rorate celii de super, coboare roua din senin, din cer coboare Domnul Sfânt. Și toate versetele de acolo sunt inspirate tocmai din acest profet al speranței, Isaia. Ultima strofă sună așa, în limba latină, consolamini, consolamele, popule meus, fii mângâiat, poporul meu. Fraților, în mijlocul încercărilor, în mijlocul fricii, a suferinței și a descurajării, Dumnezeu mângâie pe poporul său, așa cum ne mângâie și pe noi, cei care avem credință, care credem în El. El vrea să ne dea din nou posibilitatea să privim și să mergem înainte pe acest drum al speranței. De aceea am titulat scrisoarea pastorală Împreună pe drumul pe calea speranței. Este o cale luminată de iubirea lui Dumnezeu și de cuvântul Său care nu se dezminte, cuvântul Său care dăinuie întotdeauna. Din experiența iubirii lui Dumnezeu izvorăște de fapt un viitor de pace pe care doar El ne-l poate asigura și îl asigură omului credincios, poporului credincios. Un glas strigă, citim în capitolul 40, versetul 3, în pustiu pregătiți calea Domnului, îndreptați în loc neumblat o cale pentru Dumnezeul vostru. Vocea profetului Isaia este ca un strigăt puternic, un strigăt care pleacă de la Dumnezeu, trece prin profet ca prin porta voce, cum se întâmplă aici. Vedeți, vorbesc și glasul meu se aude puternic prin această stație de amplificare. Așa venea vocea lui Dumnezeu din cer, trecea prin profet, pentru că Dumnezeu se folosește de oameni pentru a transmite cuvântul Său, învățătura Sa, care e plină de speranță pentru noi oamenii. Era un strigăt plecând de la Dumnezeu și care, trecând prin intermediul profetului, ajunge la tot poporul și chiar la noi cei de astăzi, pentru că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este mereu actuală, este cuvântul lui Dumnezeu pentru toate generațiile. Acest strigăt are menirea să trezească și să redea speranța unui popor descurajat și înfricoșat. De ce strigă Domnul? El strigă pentru a ne trezi din dezamăgire și din frică. El strigă pentru a ne ajuta să conferim o altă direcție evenimentelor pe care le trăim decât fac cei care nu au credință. El strigă pentru a ne ajuta să mergem înainte, să nu ne blocăm în fața situației dramatice prin care trecem, să mergem înainte,
Dar să nu mergem înainte ca înainte, ci schimbați, transformați, convertiți, vindecați de iubirea Lui. Concret acum, ce anume vestește Domnul Dumnezeu prin profetul Isaia? Trei lucruri pe care să le reținem. Primul, vestește că sclavia a luat sfârșit. Și acest lucru era cu un cuvânt de mare speranță pentru popor. Sclavia va lua sfârșit. Și asta nu pentru că omul a făcut să înceteze. Erau neputincioși, nu puteau face nimic. Oamenii, poporul ales al lui Dumnezeu, erau în sclavie în Babilon. Nu omul, ci Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a oferit din nou poporului său iertarea. Cum citim în profetul Isaia, nelegiuirea ta a fost răscumpărată. Iertarea și iubirea lui Dumnezeu sunt cele care vindecă inima omului chinuită și înfricoșată. Mereu este iubirea lui Dumnezeu, mereu, mereu, iubirea lui Dumnezeu, aceea care învinge asupra fragilității omului. Deci să reținem bine toți și cei care mă urmăriți. Nu este omul cu puterile lui, cu capacitățile lui proprii, cel care se salvează. Că mulți așa cred. Se încred în forțele lor. Eu n-am treabă de Dumnezeu, n-am treabă cu nimeni. Eu mă descurc, eu știu eu. Nu, nu. Pandemia aceasta ne arată tocmai acest lucru. Nu este omul cu puterile și capacitățile lui proprii cel care se salvează, ci Dumnezeu. Dumnezeu este cel care salvează prin harul său, cu puterea sa dumnezeiască. Probabil ați auzit de baronul de Münchhausen, care încerca să se salveze din nisipurile mișcătoare, știți cum? Trăgându-se de păr. Ei, hazliu, s-a auzit lucrul acesta. Cum să te salvezi trăgându-te de păr? Nu ne putem salva singuri. Asta vrea să ne spune și acest exemplu. Nu ne putem salva singuri. Este Dumnezeu cu iubirea Lui, cu iertarea Lui, Cel care își întinde mâna pentru a ne salva. Degeaba ne tragem noi de păr. Dumnezeu, Cel care ne poate salva, ne poate scoate din mlaștina egoismului nostru, a răutăților noastre și ne dă în felul acesta speranță de mai bine, de o viață nouă, de a reveni la normal, dar transformați. Aici ne întrebăm fiecare, am încredere că Dumnezeu vrea să mă elibereze din sclavia spirituală pe care o experimentez în viața mea? Sau mă încred în forțele mele? Da, mă descurc eu, n-am nevoie de Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu este trebuincios pentru mântuirea omului. Așa este adevăr de credință, din catehismul elementar. Altă întrebare, cum aș putea asculta mai mult de glasul Domnului decât de glasul fricii și al dezamăgirii? Deci primul lucru pe care îl vestește Domnul prin profete este acesta. Vestește că sclavia va lua sfârșit. Al doilea lucru, sau în al doilea rând, Domnul le vestește prin profetul Isaia ce? Pregătiți calea Domnului. Dacă sclavia s-a sfârșit, atunci este nevoie să ne trezim și să ne punem pe treabă. Să ne punem pe treabă ca să trasăm o nouă cale pe care să mergem. A pregăti în pustiu calea Domnului înseamnă a ne converti, înseamnă a ne schimba direcția propriei vieți. Înseamnă a ne întoarce la Dumnezeu din toată inima, înseamnă a ne converti inima la Dumnezeu și a merge pe acest drum pentru a-L găsi pe Dumnezeu. Dumnezeu ne așteaptă, are răbdare, o răbdare, nici nu ne putem închipui cât de mare este răbdarea lui Dumnezeu cu noi. Întâlnirea reală cu Domnul face posibilă
adevărata speranță, numai întâlnirea reală cu El, mergând pe acest drum al convertirii, pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Mergând pe acest drum, îl întâlnim pe Domnul și întâlnindu-L pe Domnul, atunci Domnul face posibilă speranța, adevărata speranță. Aceasta e speranța creștină. Aceasta să fie dorința noastră profundă în timpul sfânt al Adventului. Întâlnirea cu Domnul. Întâlnirea cu Domnul. Este foarte important acest lucru. Să pregătim calea, întâlnirea noastră cu Dumnezeu care vine la noi. În timpul acestei pandemii, probabil unii ați citit, pentru că știrile merg foarte repede, am văzut cu toții pe acei medici italieni atei care, văzând lucrarea lui Dumnezeu în oamenii bolnavi, s-au convertit la credință. A avea speranță înseamnă a ști că este o șansă și pentru noi de convertire. Orice păcătos are un viitor și orice sfânt are un trecut. Câți sfinți n-au avut un trecut păcătos, un Augustin, de exemplu? Suntem greșitori, suntem păcătoși. Este loc pentru mai bine totdeauna în viața noastră. Orice păcătos are un viitor, are o șansă. De aceea nu trebuie să se stingă niciodată în nimeni speranța. Să ne întrebăm la acest punct fiecare ce ar putea fi sau care ar putea fi primul pas posibil pe calea convertirii mele. Care e primul pas? Ce trebuie să fac concret, adică ca să mă apropii mai mult de Dumnezeu? Să-i cer iertare, să-mi schimb viața, să fiu mai bun, mai iubitor, mai caritabil. Știu să-mi fixez obiective realiste pe drumul meu de creștere spirituală. Mă rog eu pentru convertirea comunității mele parohiale. Nu trebuie să ne gândim numai la noi, pornim de la noi, da? Spunând fiecare, și eu ca episcop și preoții și dumneavoastră, sunt un păcătos, toți ne batem pieptul. Dar să nu ne gândim numai la noi, să ne gândim la toată comunitatea din care facem parte. Și de aceea este bine să ne rugăm pentru convertirea comunității parohiale. Și ultimul, al treilea gând, sau în al treilea rând, Domnul ne vestește prin profetul Isaia următorul lucru. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne pentru totdeauna. Profetul afirmă o realitate care este rod al experienței comune, și anume în capitolul 40, versetele 6 și 7 din Isaia, citim așa: omul este ca iarba și toată frumusețea lui este ca floarea câmpului. Iarba se usucă, floarea se ofilește. Numai cuvântul lui Dumnezeu rămâne pentru totdeauna. Este adevărat, iubiți credincioși, existența noastră este efemeră, trecătoare. Ne naștem, trăim și murim. Asta e legea vieții. A vieții noastre pământești. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu moare, rămâne. Și rămâne pentru totdeauna. Nu se ofelește niciodată. Și ne însoțește și dincolo de moarte. Într-adevăr, cel care crede, deși este conștient că e trecător pe această lume, prin această lume, totuși, el este animat de convingerea că Dumnezeu rămâne mereu, mereu fidel promisiunilor sale. Nu-i ca noi oamenii, de câte ori nu promitem, dar uităm că am promis. Dumnezeu niciodată nu procedează așa. El este fidel promisiunilor sale. Cuvântul său rămâne pentru totdeauna. Această convingere îi însuflețește pe toți aceia care cred în El, în Dumnezeu. A avea speranță înseamnă a ne pune încrederea în promisiunile lui Dumnezeu, sprijinindu-ne pe harul său. Iarăși spun, harul lui Dumnezeu este trebuincios. Trebuincios pentru salvarea noastră, pentru mântuirea noastră. Așa citim în Catehismul Bisericii Catolice, Catehismul cel Mare, la numărul 1817.
Cei care cred se implică concret în transformarea acestei lumi, o implicare ce se proiectează mereu în viitor. Ei rămân mereu în picioare, pe verticalitate, atenți la necesitățile oamenilor și pregătiți ca să-i ajute. Ne întrebăm aici, la acest punct, care sunt cuvintele Domnului din Biblie pe care mi le amintesc cel mai des atunci când mă aflu în momente dificile. Sunt momente grele în viața fiecăruia dintre noi. Ne gândim atunci la un cuvânt din Biblie sau dintr-un cântec religios sau dintr-o rugăciune pe care o rostim la biserică sau am auzit-o, care e acel cuvânt? Cum reușesc să ofer celor din jurul meu cuvinte autentice de încurajare? Îmi dau seama că dacă îmi țin promisiunile, pot să dau mărturie despre speranța creștină, așa cum Dumnezeu ține promisiunile și eu și fiecare dintre noi suntem chemați să ținem promisiunile și atunci dăm mărturie despre speranța creștină. Și ajungând acum la final, cuvinte de, să spunem noi, de actualizare, concluzie, cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbește. Trăim oarecum o situație similară cu cea experimentată de poporul ales în exil. Situația creată de acest virus, coronavirus 19, de această pandemie, ne-a pus și pe noi în fața întrebărilor esențiale ale vieții. Multora dintre noi ne vine greu să înțelegem de ce Dumnezeu a permis această pandemie. De ce a permis Dumnezeu acest virus, această nenorocire? Să nu-L judecăm pe Dumnezeu. Nu vă grăbiți să-L judecați pe Dumnezeu. Nu avem voie să-L judecăm pe Dumnezeu. Știe El ce face, de ce face acest lucru. De ce permite El acest lucru? Cel puțin la fel de greu le-a fost și izraeliților în timpul exilului. Dar că există un dar și foarte important pentru noi, asemenea izraeliților din exilul babilonic, suntem chemați și noi să ascultăm în tăcere glasul Domnului, care continuă să ne vorbească prin cuvântul Său și să ne fie alături cu iubirea și cu iertarea Sa. Dumnezeu continuă să fie prezent în mijlocul nostru, prezent mai ales în Eucharistia pe care o celebrăm zilnic, prezent în persoana fraților noștri, săraci, bolnavi, marginalizați, bătrâni, ori de câte ori ați făcut aceste gesturi caritabile față de ei, mie mi-ați făcut. Deci, Domnul este prezent în ei. El se face prezent și ne alină cu iubirea Sa, ori de câte ori ne dispunem să-L primim, să-I pregătim calea pentru a veni la noi. Închei cu îndemnul Sfântului Părinte Papa Francisc, cuvânt adresat e drept tinerilor, dar putem să-l considerăm adresat nouă tuturor și este legat de tema noastră: nu lăsați să vi se fure speranța. Ce frumos! Nu lăsați să vi se fure speranța. Și ca propuneri, ca hotărâri, mai întâi rugăciunea. Voi favoriza momente de întâlnire comunitară și personală cu Dumnezeu, prin rugăciune. Rugăciune în particular, rugăciune în biserică, rugăciune în familie cu ceilalți membri ai comunității. În al doilea rând, referitor la Sfânta Scriptură, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Mă voi strădui mai mult să ascult Cuvântul lui Dumnezeu și să meditez Cuvântul lui Dumnezeu, participând, de exemplu, la lecția divină sau citind acasă, mai ales în timpul Adventului, din Sfânta Scriptură. Și în al treilea rând, concret, implicare. Voi fi atent să identific nevoile celor care trăiesc alături de mine și voi încerca să le vin în ajutor. Eu am spus în interviul, cu asta închei, interviul televizat, îl găsiți pe
site-ul diecezei noastre, că atunci când se termină liturghia, preotul spune liturghia s-a sfârșit, mergeți acasă. Dar nu spune mergeți și vă culcați. Nu spune mergeți și vă distrați. Nu spuneți mergeți și nu mai aveți treabă de acum. Ați terminat un capitol? Nu. Preotul vrea să ne spună prin aceste cuvinte, liturghia s-a încheiat aici în biserică, acum mergeți și trăiți-o. Puneți-o în practică. Experimentați în viața voastră, unde vă desfășurați fiecare activitatea, ceea ce ați trăit în biserică, acea fraternitate, acea comuniune, acea iubire. Vedeți, în biserică, la liturghie, nu ne certăm, nu ne jignim unul pe altul, ne simțim ca frații. Mergeți în pace, mergeți și trăiți liturghia. Să ne ajute Dumnezeu să punem în practică, într-adevăr, această temă așa de importantă a speranței. Acum câteva 3-4 minute vom medita asupra celor pe care le-am auzit și la Sfânta Liturghie și la această cateheză pe un fond muzical. Artiștii unii sus. Thank you.
Preasfințite, vă mulțumim că ne-ați adus în atenție profetul Isaia, un adevărat model de speranță. Nu știm că fiecare dintre noi, prin botez, aparținem lui Hristos preot, profet și împărat. Chiar dacă ne despart 2600 de ani de profetul Isaia, și în zilele noastre sunt oameni ai speranței, oameni care au știut să trăiască, poate mai mult decât să vorbească, și să fie pentru cei din jur un adevărat model. În acest mic laborator al speranței, care este comunitatea Sfânta Tereza Pruncului Iisus, avem asemenea laboranți, asemenea lucrători, care știu să aducă speranță, știu să aducă bucurie celor din jurul lor. Vom auzi astăzi 5 mărturii. Sora Tereza Ghiurcă, apoi urmează domnul Francisco Șanu, urmează apoi doamna Amelia Neacșu, domnul Ciprian Hușanu și doamna Mariana Ifrim. Dacă mai este cineva care vrea să completeze, sigur, sau să pună o întrebare preasfințitul, la sfârșit, în măsură ce ascultați aceste mărturii, aveți această posibilitate. Vă mulțumim! Lăudați să fie Iisus și Maria! Sunt sora Tereza și fac parte din Congregația Surorilor de Caritate ale Sfintelor Bartolomea Capitaniu și Vincența Geroza, cunoscute ca și Surori Maria Bambina. Din 2013 lucrez la Institutul Oncologic din Iași, în secția terapie intensivă, ca asistent medical. În luna aprilie, pentru o perioadă de 2 săptămâni, împreună cu colega mea Georgiana și domnul doctor Rusu, am fost detașați la spitalul din Suceava pentru a veni în ajutorul colegilor noștri, asistenți și nu numai, care erau epuizați fizic și psihic de munca enormă și grea la care erau supuși din cauza virusului COVID-19, dar și pentru a fi alături de persoanele infectate cu acest virus și care se regăseau într-o terapie intensivă. Aveau nevoie, mai mult ca oricând, de profesionalitatea noastră, de umanitatea noastră, de atențiile și gesturile care le arătau că nu erau lăsați în voia sorții, nu erau singuri să lupte cu acest virus nemilos. Nu pot să uit drumul spre Suceava. Duceam o luptă tăcută cu mine, mă copleșeau uneori teama de a nu fi la înălțimea misiunii liniei întâi. Emoțiile și îndoielile voiau să se înfiripe în inima și viața mea. Și totuși, cu cât mai mult mă apropiam de Suceava, simțeam că îmi cresc aripi. Simțeam bucuria dăruirii, bucuria detașării, bucuria acceptării unei provocări. Da, a unei provocări, pentru că în acele zile auzeam foarte des o invocație: să ne rugăm pentru cei din linia întâi. Iar eu, asistent medical de terapie intensivă, mai mult, soră de caritate, ce răspuns trebuia să dau? Am acceptat cu inimă mare și largă această detașare, pentru că am simțit că însuși Dumnezeu mă cheamă. M-am simțit susținută și încurajată de întreaga biserică, de colegi și de prieteni. Eram conștientă că riscam să mă infectez și eu, dar disponibilitatea mare cu care am pornit la acest drum, bucuria slujirii, toate acestea m-au motivat foarte mult și m-au ajutat să înving obstacolele de la început de drum. Simțeam că nu sunt singură. De altfel, erau atâtea persoane care ne însoțeau cu rugăciunea și prietenia lor. Simțeam că sunt chemată acolo, la Suceava, ca asistent medical, dar mai ales ca soră de caritate. Împreună cu Georgiana și domnul doctor Rusu, formam o echipă completă și foarte unită, astfel că am putut ajuta, susține, am putut mângâia, încuraja și alina persoanele care ne-au fost încredințate în acele 2 săptămâni.
experiențele pe care le trăiam zi de zi, gesturile simple pentru a face mai ușoară viața bolnavilor de COVID-19, o încurajare, o vorbă bună, o strângere de mână, un ajutor concret, un îndemn să colaboreze la tratament. Câtă recunoștință din partea lor! Licărirea bucuriei din ochii lor, care în mare parte erau triști. Da, am sădit într-adevăr o speranță în ochii și în viața lor. Toate acestea ne confirmau că eram la locul și la momentul potrivit pentru a-i oferi Domnului mâinile noastre, gura noastră și priceperea noastră. Pentru că sunt tot mai convinsă că grija lui Dumnezeu față de om trece și prin profesionalismul medicilor, a asistenților medicali și a întregului personal sanitar. La Suceava am învățat că suntem colaboratori în a construi speranța în sufletele oamenilor, nu doar prin ceea ce facem, ci și prin grija față de noi și de ceilalți, prin respectarea cu strictețe a regulilor igienico-sanitare și distanța fizică. Vă mărturisesc cu mâna pe inimă că abia după ce vezi scenele teribile de la terapia intensivă, înțelegi cât de periculos este acest virus și cât de ușor ne-am salvat dacă am respectat niște reguli simple de igienă. Cred din ce în ce mai mult că speranța care mi-a dăruit putere, curaj și bucuria slujirii a fost și este certitudinea că Dumnezeu mă iubește, că nu m-a lăsat o clipă singură, iar eu, la rândul meu, datorită acestei iubiri, am putut încuraja, am putut mângâia, am putut plânge, îmbrățișa și oferi profesionalismul meu. Mulțumesc! Preasfințite, este pentru credincioșii parohiei Sfânta Tereza o bucurie, dar mai ales o onoare că ați ales să începeți aceste cateheze în biserica noastră. Eu, ca și credincios al acestei parohii, am nutrit această speranță că veți fi apropiat de laici. Bineînțeles că nu știam cum, dar modul în care ați ales să o faceți este surprinzător. Și doresc să motivez în continuare ceea ce am spus. M-am născut în Oțeleni și după stagiul militar, lucrând în Iași, mergeam când eram liber deseori în satul meu natal pentru a-mi vizita și ajuta părinții și pe bunica. Odată bunica, când m-a văzut, mi-a spus: „Măi, Francisc, a venit la noi un prioțel cinerel, slăbuț, frumosăl la chip, săchicit la predică.” Trebuie să traduc? Țin să precizez că până atunci nu am avut decât vicari în vârstă, cum ar fi părintele Duman de la Hălăucești, părintele Anton Tămătăr de la Butea și, înainte de a veni părintele Tinerel, pe părintele Pavel Cojocaru din Buhonca. Apoi continuă bunica: „Dar ești să altfel?” „Cum adică?” o întreb eu curios. „Măi, se joacă fotbal cu copchiii, pimegean, dar se picchează. O făcut la altari și în agitaină.” Pentru bunica, dar și pentru credincioșii din Oțeleni, ați fost un preot surprinzător. Acum, ca episcop, că despre Preasfinția voastră este vorba, vreți să ne surprindeți și pe noi cu un nou mod de a ne învăța și a ne catehiza, nu scriind, ci vorbindu-ne direct. Este un lucru surprinzător la care nici nu gândeam altădată. Referitor la motoul ales pentru noul an liturgic, să mergem împreună pe calea speranței, dorim și noi să vă surprindem și vă rugăm să vă uitați la vitraliul din centrul bisericii,
din fața preasfinției voastre și să observați că avem simbolul speranței, care este o ancoră împreună cu celelalte două virtuți teologale, care sunt reprezentate de florile ce ne vorbesc de credință și picăturile de sânge care reprezintă iubirea. Vă mulțumim că doriți să ne surprindeți și avem speranța că Domnul vă va da putere și sănătate să o faceți mereu, iar noi ne vom ruga să conduceți la liman barca ce v-a fost încredințată și la nevoie să aruncați ancora, nu pentru a o opri, ci pentru a o salva de la eventualele primejdii care uneori pândesc și amenință, să o ducă în direcții greșite sau chiar să o scufunde. Vă mulțumim și vă dorim un advent binecuvântat și avem nădejdea, nidejdea ar fi spus bunica, că ne veți mai surprinde și altă dată. Mulțumesc! Tot ceea ce Sfinția dumneavoastră ne-ați expus, parcă ne trimite în alte timpuri și aproape că nu ne mai putem concentra la ceea ce avem noi de spus în zilele noastre. Eu am făcut parte din persoanele care la sfârșitul lunii septembrie au trecut prin această boală. Faptul că am făcut parte dintr-un grup mic de credincioși care au avut aceeași problemă a făcut ca totul să decurgă mai ușor. Aceasta datorită faptului că am comunicat telefonic zilnic între noi, mărturisind stările prin care trecem, diferitele simptome și chiar remedii ajutătoare. De asemenea, ne-am încurajat unii pe alții și mai ales ne-am rugat unii pentru alții. Le mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat. De asemenea, am primit telefoane de la prieteni dragi credincioși din biserică care s-au interesat de starea mea de sănătate, m-au încurajat și m-au ajutat cu sfaturi binevoitoare. Le mulțumesc și le rămân recunoscătoare. O mulțumire specială vreau să adresez părintelui paroh Petru Sescu, care, deși se afla într-o perioadă aglomerată cu pregătirile ocazionate pentru sărbătoarea hramului, totuși a găsit timp pentru a ne suna periodic să vadă care este starea noastră de sănătate, dacă avem nevoie de ceva. Astfel a făcut să crească speranța noastră în bine, văzând câtă grijă ne poartă. Și chiar a făcut și o vizită scurtă, în condițiile în care s-a putut. Pentru toate acestea îi mulțumesc din inimă și mă rog bunului Dumnezeu să-l răsplătească așa cum știe mai bine. De asemenea, un gând de aleasă mulțumire, vreau să adresez medicului de familie, doamna Agnes Bacușcă, care fiind medic catolic practicant, ne-a îngrijit atât trupește cât și sufletește, încurajându-ne că totul o să treacă, o să fie bine și așa a fost. Eu cred și sunt convinsă că noi, credincioșii din parohia Sfânta Tereza, am fost binecuvântați cu altarul de vară, la care s-au celebrat numeroase sfinte liturghii. Un gând de mulțumire și recunoștință înalt către toți cei care au contribuit de-a lungul timpului pentru realizarea acestui minunat proiect, care în această perioadă a fost ca un dar pe care l-am descoperit doar acum. Nu a mai contat câțiva strop de ploaie sau raze de soare sau vânt, sau mai ales zgomotul străzii, atunci când pe altar trebuia să vină Hristos pentru noi. Le mulțumim tuturor preoților care ne-au încurajat prin transmiterea cuvântului lui Dumnezeu, așa cum au știut ei mai bine, și ne-au întărit sufletește și trupește cu Sfânta Împărtășanie.
În urma acestei experiențe, înalț zilnic o rugăciune pentru toate persoanele cunoscute sau necunoscute care trec prin această boală. De asemenea, îmi amintesc de medici și de tot personalul medical care luptă zi de zi, uneori până la epuizare, pentru a ușura suferința celor bolnavi și pentru a salva pe cei care ajung în spital. O personalitate medicală de la noi, și anume profesorul neurolog Dumitru Dulcan, a transmis în repetate rânduri următoarea afirmație și cred că nu întâmplător. El a spus așa: credința întărește sistemul imunitar, ceea ce ne încurajează și face să crească speranța că, rămânând ancorați în rugăciune și tot mai aproape de cele sfinte, vom reuși să trecem peste această perioadă dificilă. De asemenea, tot domnia sa a transmis un îndemn și totodată o soluție pentru vremurile tulburi pe care le traversăm. Profesorul Dulcan spune așa: avem o singură șansă de ieșire din criza în care întreaga omenire este implicată, și anume să optăm pentru o adevărată renaștere spirituală, să trăim în armonie cu Dumnezeu, cu noi înșine, cu semenii noștri și cu natura. Acest mesaj l-am simțit și în cuvântarea Preasfințitului. În final, le mulțumesc tuturor celor care mi-au fost aproape în această perioadă și de asemenea încerc și eu să fiu mult mai atentă, să mă protejez mai mult și mai bine pe mine și pe toți ceilalți cu care interacționez, pentru că e posibil ca la sfârșitul acestui an să mă întâlnesc cu o persoană foarte apropiată și dragă din familie pe care trebuie să o protejez maxim. Vă mulțumesc! Preasfințite, Părinte Paroh și dragi prieteni din parohie, încep puținele mele cuvinte sperând că îmi veți ierta eventualele stângăcii în exprimare. Eu de obicei cânt și sper că și încând. Nu sunt un vorbitor din public și în public. Vă cer, așa cum le cerea Papa Ioan Paul al II-lea în ziua alegerii sale, celor prezenți în piața Sfântul Petru: dacă greșesc, mă veți corecta. Pe 24 septembrie anul acesta am fost diagnosticat cu noul virus. Eu eram cel care adusese virusul în familie. Speram că soția mea însărcinată, copilul meu de 4 ani și jumătate și bunicul care era cu noi spre a ne ajuta, să nu sufere mai rău decât mine. Bunicul a suferit mai mult, dar speranța legată de soție și copil s-a împlinit. Bunicul a trecut cu bine și el prin această perioadă până la urmă. Am sperat mai apoi să treacă ușor perioada de carantină. Nu doar am sperat, dar am și trecut la acțiune. M-am rugat, i-am ajutat pe cei de lângă mine cu tratamentele, am ținut legătura cu medicul de familie. Cred că nu e de ajuns doar să speri, așteptând inactiv să se întâmple ceva. A fost primul an din cei 18 de când slujesc aici în parohie, când nu am putut participa fizic cântând la hram. Am sperat ca totul să fie bine și nu am sperat degeaba. Tinerii au făcut un hram cu totul deosebit. Vă mulțumesc personal, Preasfințite, că ne-ați amintit în rugăciune pe noi cei absenți și cu toată sinceritatea felicit tinerii pentru toată implicarea lor. În timpul stat în izolare, am sperat că voi avea prieteni și vecini care să mă ajute cu ce va fi necesar. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toți cei care au fost alături. Ar fi fost imposibil să trec ușor peste totul fără ei.
preoții din parohie, doamna doctor, cei din familie, vecinii și chiar colegii de muncă. Nu sunt un optimist. Îmi place să mă definesc drept realist. După toate aceste exemple de speranță, nădăjduiesc să crească în mine optimismul și credința. Vă mulțumesc! Să fie Iisus. După atâtea mărturii, mă simt așa de mică. Eu aș vrea să mă întorc puțin la textul din cateheză. Orice vale va fi înălțată, orice munte și orice deal vor fi nivelate. Ce e strâmb va fi îndreptat, iar ce este colțuros va fi netezit. Eu văd în acest fragment atât sufletul cât și conștiința mea care este asemenea acestor văi și munți. Dacă caut bine, voi găsi și multe cărări, drepte sau mai puțin drepte, pietre netede, dar și colțuroase. Gândul că Domnul își va descoperi gloria sa doar atunci când totul va fi netezit, mă face să aud strigătul: neteziți căile Domnului, faceți drepte cărările Lui. Acest strigăt îmi este adresat și mie, și ție, și Lui, tuturor, nouă. De peste 2000 de ani, Biserica are acest privilegiu de a pregăti calea Domnului prin preoții săi, prin persoanele consacrate, dar și prin noi, credincioșii laici. Prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dăruit, și prin Sfintele Sacramente, ca fiecare creștin, și eu am reușit să transform uneori văile păcatului în piscuri ale harului. Viața mea, ca oricare alta, a fost și este plină de încercări, de reușite și eșecuri, de bucurii și de tristeți. Uneori am plâns de bucurie, alteori am plâns de supărare, dar niciodată nu mi-am pierdut speranța, pentru că Iisus a spus: eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Așadar, eu știu și cred că în fiecare moment Iisus este cu mine, așa cum a spus. Întrebarea care m-a determinat însă să am această speranță încrezătoare a fost și este: dacă Domnul m-a creat și a permis să-mi trăiesc viața pe acest pământ, acum și aici, în parohia Sfânta Tereza, înseamnă că are și cu mine un plan. Eu nu-l înțeleg și am încetat să mai pun întrebări la care nu găsesc răspuns, dar, cu mult, mult timp în urmă, privind la viața lui Iisus trăită pe acest pământ, am ales să fac binele și să refuz orice act de răutate. Am ales să iubesc în pofida tuturor trădărilor. Am ales să iert, pentru că darul lui Dumnezeu, adică viața, nu poate fi lipsită de scânteia divinității. Am ajuns la concluzia că dacă nu poți ierta, atunci nu poți gusta bucuria și fericirea la care ne cheamă Iisus. Vă mărturisesc că Domnul Iisus mă iubește imens de mult, ca de altfel pe oricare om, fie el bun sau mai puțin bun. De aceea a permis, într-o anumită împrejurare, să trăiesc cel mai întunecat moment al vieții mele. 3 zile am urât profund o anumită persoană, din cauza căreia mama mea
care au fost de o bunătate și de o corectitudine divină, a făcut un preinfarct. Nu pot descrie în cuvinte ceea ce am trăit atunci. Salvarea mea a fost biserica prin sacramentul spovezii. Dacă eu nu aș fi fost catolică, dacă neascultarea Sfintei Liturghii nu era păcat de moarte, probabil că sufletul meu trăia mult mai mult în întuneric. Fiind duminică, am intrat în biserică. Eram atât de furioasă și întunecată de ură încât nu îmi găseam locul. Nu puteam nici să-mi ridic ochii spre altar. Nu înțelegeam nimic din ceea ce se citea. Aș fi putut să plec. Dar Iisus nu a permis acest lucru. După puțin timp, mi-a îndreptat pașii spre scaunul de spovadă. Mă așteptam ca Domnul, prin preotul care mi-a dat dezlegarea, să mă certe, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Chiar eram un pic stânjenită pentru că pocăința a fost cam ușoară. Am suferit mult, am luptat cu mine mult timp, m-am rugat și am cerut ajutorul cerului, pentru că singură nu aș fi reușit, niciodată. Din acel moment și multe altele care au urmat, mi-am dat seama că Iisus m-a creat din iubire. Deci dacă am fost creată din iubire, nu puteam fi creată decât pentru iubire. Am învățat să iert, să privesc spre celălalt cu bunăvoință, să nu-i judec chiar dacă nu înțeleg comportamentul anumitor persoane. Atunci, acel eveniment l-am văzut ca pe cel mai rău lucru care mi s-a putut întâmpla. Acum, privind în urmă, îl văd ca pe o lecție de viață. Nu este ușor, dar sper cu încredere că peste un an, doi, trei, cinci, să privim spre această pandemie ca spre o lecție de viață prin care Domnul încearcă să ne ajute să ne netezim văile și munții. Mulțumesc Domnului pentru această lecție de viață și dumneavoastră pentru că ați avut răbdarea să mă ascultați. Mulțumesc de suflet celor care au avut curajul să vină și să spună atât de frumos din viața lor, iată martori ai speranței, iată profeți din zilele noastre. Avem alți doi profeți care nu vor vorbi, pentru că timpul este destul de înaintat, dar care au vorbit prin viața lor. Se apropie de vârsta de 80 de ani și au fost trup și suflet pentru biserica noastră, pentru că au cerut să treacă din linia întâi la linia a doua. Am zis că este un moment potrivit în acest frumos context de bucurie, de sărbătoare, prezența Preasfințitului, ca și biserica să arate recunoștința și respectul pentru tot ceea ce au făcut. Este vorba de domnul Bartic Ioan și domnul Mihoc Andrei, fecior de biserică, dar nu numai, care au fost mereu alături de toate proiectele frumoase de aici din parohie, cărora eu le mulțumesc din suflet și numele tuturor parohilor și preoților care au lucrat, un sincer mulțumesc din inimă și vă rog să veniți pentru că Preasfințitul vrea să vă onoreze cu o diplomă și o binecuvântare specială. În timp ce Preasfințitul remânează aceste diplome, vă anunț că doamna Angela de la parohia din centru, întrucât nu este din parohia noastră, va veni duminică aici în comunitate și va face o mărturie frumoasă despre, la fel, o trăire specială, o intervenție miraculoasă din partea Sfintei Tereza Pruncului Iisus, patrona comunității noastre. A fost un moment deosebit și de aceea anunț pe această cale, cateheza de după Sfânta Liturghie va fi aici în biserică, va fi transmisă și online și cu siguranță veți avea ocazia să aflați lucruri deosebit de frumoase care ne dă curaj și speranță să apelăm cu încredere la patrona comunității noastre.
Preasfințitul va încheia aceste frumoase mărturii, așa de repede a trecut timpul, dar totuși dacă cineva din comunitate ar mai avea un cuvânt sau o întrebare depus Preasfințitului, atunci, așa pe scurt, rog să vină, dacă nu Preasfințitul va face încheierea și ne va da binecuvântarea finală. Înainte de binecuvântarea finală, așa am făcut noi programul ca să se recite pe, tot pe fond muzical un psalm al speranței. Sunt mai mulți psalmi ai speranței, 12, 13, i-am menționat în scrisoarea pastorală și vrem pe acest fond muzical să fie ca o rugăciune și care să întărească mai mult speranța în noi, recitarea acestui psalm. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele. De cine mă voi înfricoșa? Când se apropie de mine răufăcătorii ca să-mi sfâșie trupul, aceștia, răufăcătorii, dușmanii mei, se poticnesc și cad. Chiar dacă ar năvăli o armată asupra mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar dacă s-ar ridica un război împotriva mea, și atunci aș fi încrezător. Un lucru cer de la Domnul, și pe acesta îl caut: să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să privesc frumusețea Domnului și să vizitez sanctuarul său. El mă ascunde în adăpostul lui în ziua cea rea, mă va adăposti în ascunzătoarea cortului său, mă va ridica pe o stâncă. Și acum să se înalțe capul meu deasupra dușmanilor mei ce mă înconjoară, iar eu voi jertfi în cortul lui jertfe de laudă. Voi cânta și îl voi lăuda în psalmi pe Domnul. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem, îndură-te de mine și răspunde-mi. Din partea ta îmi spune inima: căutați fața mea. Eu caut, Doamne, fața ta. Nu-ți ascunde fața de la mine. Nu-l îndepărta cu mânie pe slujitorul tău. Tu ești ajutorul meu. Nu mă respinge și nu mă abandona, Dumnezeul mântuirii mele. Chiar tatăl meu și mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a primit la sine. Arată-mi, Doamne, calea ta, călăuzește-mă pe calea cea dreaptă din cauza dușmanilor mei. Nu mă da în mâna supritorilor mei, căci s-au ridicat împotriva mea martori mincinoși care nu respiră decât violență. Cred că voi vedea bunătățile Domnului pe pământul celor vii. Așteaptă-l pe Domnul, fii tare, întărește-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Ascultând cuvintele acestui psalm, cred că ne-am dat seama ușor ce bogăție
spirituală conțin acești psalmi ai speranței pe care îi putem folosi fiecare ca rugăciune mai deasă. Găsiți pe site-ul Episcopiei toți acești psalmi numerotați acolo și Biblia. Cred că aveți mulți dintre dumneavoastră acasă pentru a recita ca rugăciune, mai ales în acest an al speranței, unul sau altul din acești minunați psalmi. I-am mulțumit lui Dumnezeu și îi mulțumim din nou pentru aceste momente de trăire spirituală, de har, aici în parohia dumneavoastră. Îi mulțumesc părintelui paroh Petru Sescu pentru că ne-a primit și prin el vă mulțumesc dumneavoastră tuturor și de asemenea tuturor celor care au fost în comuniune cu noi, în legătură directă cu noi prin Ercis Media și le mulțumim tuturor celor care trudesc în Ercis Media pentru ca să ne facă văzuți, auziți, cunoscuți și să transmită în felul acesta Evanghelia lui Hristos, învățătura creștină. Vă doresc tuturor un advent binecuvântat, cu multe roade sufletești și mai voiam să subliniez faptul că mărturiile pe care cei cinci le-ați dat în seara aceasta este o ilustrare a faptului pe care l-am subliniat în cadrul catehezei și în alte împrejurări, că ceea ce simțim, trăim aici în casa Domnului, mai ales la Sfânta Liturghie, știm să punem în practică în viața noastră de fiecare zi, să fie un imbold, un îndemn pentru noi toți, ca să trăim bucuria credinței animați de această speranță creștină. Lăudat să fie Iisus Hristos! Domnul să fie cu voi! Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Cateheza din seara aceasta și prima din seria celor patru s-a încheiat. Mergeți și trăiți în pace! Mulțumim.